Locuitorii din Delta Dunării speriați de atacurile șacalilor asupra gospodărilor, mai mulți primari din județul Tulcea au trimis ministrului mediului Tanțoș Barnau o scrisoare prin care propun o serie de măsuri pentru îndepărtarea animalelor ce amenință chiar viața locuitorilor. Mai exact, Edilii solicită atribuirea de urgență a activității de extracție a șacalilor unor asociații sau organizații sau asociere ale vânătorilor cu experiență în astfel de operațiuni. În zona rezervației biosferei Delta Dunării, vânătoarea este interzisă, prin urmare primarii cer și modificarea legii privind vânătoarea în sensul de a se crea condiții legale de stârpire a periculoaselor sălbăticiuni.